În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfântului Gheorghe Pelerinul. Tomosul sinodal de canonizare a Sfântului Iosif a fost citit de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, după care a fost cântat troparul Sfântului. Tomosul sinodal de canonizare a Sfântului Gheorghe Pelerinul a fost citit de preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, urmat de intonarea troparului. Fericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit apoi cuvântul intitulat Unitatea de credință și de neam se întărește prin lumina și rugăciunea Sfinților. Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Coloseni spune căci am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos și despre dragostea ce aveți către toți Sfinții. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ședința de lucru din 5-6 octombrie 2017, a aprobat canonizarea ca sfânt a Mitropolitului Iosif Ananiescu al Moldovei și Sucevei, cum era titulatura în vremea aceea. Ierarh cu viață sfântă și cultură teologică, evlavios și milostiv, dascăl înțelept și părinte duhovnicesc. Ctitor de catedrală și păstor neobosit al poporului credincios. În aceeași ședință de lucru a fost aprobată și canonizarea credinciosului Mirean, închinător la locurile sfinte, Gheorghe Pelerinu, lumea îi spunea Moș Gheorghe, pildă de iubire jertfelnică, înfrânare, smerenie și povățuire duhovnicească. Deci astăzi am făcut proclamarea canonizării unui mitropolit și a unui mirean, a unui laic. Foarte important este să subliniem acest aspect, deoarece cea mai înaltă treaptă de demnitate în biserică nu este una administrativă, ci treapta sfințeniei. Și la această sfințenie sunt chemați toți oamenii, indiferent de rangul lor în societate, de vârstă, indiferent de slujirea pe care o au. Deci astăzi proclamăm canonizarea unui mitropolit și unui credincios simplu, mirean. Sunt uniți prin aceeași credință în Iisus Hristos și prin aceeași viețuire sfântă. Sfințenia se manifestă în lumea aceasta, dar nu izvorăște din lumea aceasta, a mai afirmat prefericirea sa. Cuvântul sfințenie și adjectivul sfânt, precum și verbul a sfinți, sunt limbajul cel mai specific și mai popular al Bisericii Ortodoxe. Într-un sens general, Biserica Dremăritoare este sfântă și sfințitoare, ea fiind trupul tainic al lui Hristos, cel unul sfânt, care cheamă la sfințire suflet și trup, oameni și activități, casă și natură, timp și veșnicie. Cu toate acestea, când întrebăm ce este sfințenia în sine, răspunsul nu este ușor de găsit. Sfințenia este lăudată, cântată,
dorite, uneori percepute existențial, însă definirea ei conceptuală rămâne totuși o dificultate. Pentru că ea poate fi descrisă doar în manifestările ei, în rodirile ei, însă nu poate fi definită în esența ei. Sfințenia se manifestă în lumea aceasta, în creația lui Dumnezeu, dar nu izvorăște din lumea aceasta, deoarece sfințenia este însuși Dumnezeu cel Sfânt, prezent și lucrător în lume, dar fiind în același timp mai presus de lume. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre pentru prezență și slujire și a oferit o icoană cu Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv și una cu Sfântul Gheorghe Pelerinul. În numele dumneavoastră și în numele nostru al tuturor, mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru această întreită sărbătoare de astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această bună vestire arătată lumii singura de fapt adevărată și anume întruparea Fiului Său pentru noi și pentru a noastră mântuire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru taina învierii la care ne cheamă în fiecare duminică pentru a ne lăsa cuprinși ca pregustarea împărăției cerurilor de conținutul veșniciei încă din această lume. Cinstire aducem Sfinților Iosif cel Milostiv și Gheorghe Pelerinul, care ne arată cum trebuie să fie un preot și un ierarh al Bisericii și la ce înălțime duhovnicească și ce adâncime în Duh se poate înălța un credincios în viața de familie trăitor în societate. În alt presfinția sa a oferit Mitropoliei Basarabiei un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfântul născându-se în Basarabia, în satul Răzălăi. Toți credincioșii s-au putut închina moaștelor Sfinților Iosif cel Milostiv și Gheorghe Pelerinul, precum și moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfântul Sinod al Bisericii noastre a decis ca data de pomenire a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv să fie 26 ianuarie, iar a Sfântului Gheorghe Pelerinul 17 august.